Mii de angajați aeroporturilor din Germania sunt în grevă. 300.000 de oameni sunt blocați. Angajații au renunțat la atribuțiile lor și au ieșit la proteste. Inflația a afectat majoritatea personalului, iar acum cer creșteri salariale cu 10,5%. Șapte aeroporturi au fost afectate, dintre care Frankfurt, München și Hamburg, acolo unde ajung peste 2300 de zboruri, care, din nefericire, au fost anulate. Dacă nu se va face nimic în privința salariilor, nu ne va aștepta cu siguranță o vară haotică, spune vicepreședintele Verdi, Christin Belle. Brauchen jetzt eben auch eine Gehaltserhöhung. Man merkt ja, wie jetzt im Moment die Inflation, wie das alles aussieht. Die Kollegen hatten in der letzten Zeit keine oder relativ niedrige Gehaltserhöhung. Und deswegen, da muss jetzt eben auch was getan werden.